Polonezii din Bucovina au sărbătorit pe 12 mai 110 ani de la înființarea Societății Polone de Ajutor Frățesc și de Lectură din Suceava. În ziua de 21 mai 1903 a luat ființă Asociația Polone de Ajutor Frățesc și de Lectură din Suceava, ca filială a asociației cu același nume din Cernăuți. În același an, 1903, a început și construcția Casei Polone, dată în folosință în anul 1907. Cu acest prilej, la Suceava au avut loc manifestări importante cu invitați importanți. Scopul pe care și l-au propus întemeitorii asociației a fost acela de a activa în spiritul menținerii identității naționale prin cultură, limbă și religie, dar și al menținerii bunelor relații cu populația majoritară și cu celelalte minorități din spațiul multietnic, multicultural, multilingvistic și multiconfesional bucovinean. Cu ocazia împlinirii a 110 ani de la înființarea Societății Polone de Ajutor Frățesc și de Lectură din Suceava, Uniunea Polonezilor din România a organizat o serie de manifeste. Duminică dimineață, invitații, dar și comunitatea polonă au aprins candele, au depus flori la statuia Papei Ioan Paul al II-lea și au participat la Sfânta Liturghie în limba polonă în biserica cu hramul Sfântul Ioan Nepomuc din Suceava. Deschiderea manifestărilor prilejuite de aniversarea peste un secol de la înființarea Societății Polone de Ajutor Frățesc și de Lectură din Suceava a avut loc la sediul Dom Polski din municipiu. Ambasadorul Poloniei la București, vicepreședintele Senatului Poloniei, prefectul județului Suceava și președintele Consiliului Județean Suceava au dorit să-și exprime opiniile vis-a-vis de acest eveniment alături de președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Longher Gervasen. În mai, acum 10 ani, a luat ființă această asociație care a ajutat foarte mulți polonezi și poate nu numai polonezi, dar a contribuit și la îmbogățirea, putem spune, a Bucovinei, deoarece această casă unde ne aflăm a fost construită între anii 1903-1907 și iată că aici, în această casă, s-au petrecut foarte multe lucruri în decursul anilor. Am avut plăcerea să vedem această carte de oaspeți pe care o aveți din anul 1903, deci de 110 ani la nivelul Uniunii Polonezilor, în care găsim acele urme despre care vorbiți, ceea ce s-a făcut bun și lucrurile care au rămas și sigur, iată, și după anul 1990, când Uniunea Polonezilor a prins un alt contur la nivelul României și sigur la nivelul județului Suceava, sunt acele urme pe care le vedem cu toți, despre care ați și vorbit, vorbim de școala de la Baia Micului, vorbim de drum, de case polone din această zonă și sigur vorbim de toate aceste investiții care au fost realizate la nivelul celor 10 localități de la nivelul județului Suceava, în care avem minoritate polonă. Sigur, după cum ați și precizat, cu sprijin de la nivelul Guvernului Poloniei și sigur de la nivelul Guvernului României. Nu e ușor lucru să trăiești un moment așa de important precum cel de astăzi. Astăzi când sărbătoriți 110 ani de la înființarea acestei case a polonilor aici la Suceava, care a fost de la început, este acum și sunt sigur că va fi și în viitor un bilon nu doar al culturii noastre bucovinene, ci un mod de viață, un loc în care vă întâlniți și dumneavoastră și ceilalți care trăiesc pe acest pământ sucevean. Și vreau să vă felicit pentru faptul că ați avut puterea să treceți de-a lungul timpului, așa cum am văzut și în această broșură, peste momente dificile. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć tutaj w Suczawie w obchodach 110-lecia organizacji polskiej lokalnej tu na miejscu. Mă bucur că pot participa la această manifestare legată de sărbătorirea 110 ani de la înființarea acestei asociații poloneze aici în Suceava. Ta tradiția tutaj obecności organizacji polskiej, ona sięga rzeczywiście jeszcze dalej w przeszłość, kiedy to w Czerniowcach, wtedy stolicy Bukowiny, powstała organizacja polska w 1869 roku.
Această istorie este mult mai îndepărtată, deoarece această comunitate a luat ființă dintr-o asociație care a fost înființată în Cernăuți, care atunci era capitala Bucovinei, și ea de acolo își trage rădăcinile. Prefecție, ambasadorule, pane pașle, șanovni paestva, domnule președinte, Îmi plăcește că mă găbim și tu spai să în timp miisul. Este o doamne vilcă radoști. Mă bucur că sunt prezent aici împreună cu dumneavoastră. Este o mare bucurie pentru mine. Este rovniș doamne vilcă vzrușenie. Și de asemenea o emoție mare. A przyjrzałem przed chwilką historyczną księgę wpisów. Am văzut câteva scrisuri istorice în cartea de onoare sau în cartea de impresii. Este o vilcă księga historii. Este o carte de istorie, de fapt. Este o mare carte de istorie. Istorii rumunskiej Polski. Da, este o carte de istorie a României și Poloniei.